ați venit la Galeria Valeriu Suciu, Turda. Doresc să le mulțumesc pe această cale tuturor reprezentanților primăriei Turda, inclusiv domnului primar Cristian Octavian Matei, doamnei director Ioana Felea Popa, domnule artist plastic Vasile Mate, invitatul nostru de astăzi, și colegului meu Oleg Rusnac. Galeria Sidney Jane s-a găzduit în luna noiembrie a anului 1962 o impresionantă colecție de artă pop a unor artiști precum Tom Wesselman, Robert Indiana, Klaes Oldenburg și Andy Warhol. Acesta a fost punctul de plecare al artei pop. Domnul Vasile Mate s-a născut la data de 2 ianuarie 1968 în Câmpia Tursii. A urmat studiile gimnaziale și a finalizat studiile gimnaziale și liceale la Cluj-Napoca. Este absolvent a două facultăți, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, secția Psihologie, UBB, și Facultatea de Istorie și Filozofie, Domenii Culturale, secția Etnologie, tot la UBB Cluj-Napoca. Activitatea sa artistică a început încă din perioada 1990-2004, în care a avut expoziții de pictură individuală și colectivă la Clubul Muncitoresc, organizatorul evenimentelor culturale fiind Asociația Culturală Câmpia Tursii. Profesorul său de pictură, domnul Dumitru Popa, a jucat un rol important în organizarea expozițiilor personale ale domnului Vasile Mate. Expoziția de astăzi se numește Adam și Eva. Are un motto surprinzător, ipostaza de a fi, ca un joc al circumstanțelor. Artistul recrează toate ipostazele prin care trece cuplul în lumea contemporană. În 2013 și-a început cariera artistică realizând filmul etnografic Carnival Wedding and Funeral in Dobnecea, Caraș-Severin, 2009. A avut o durată de 30 de minute. Apoi a participat la 6th International Conference Dying and Death in 18th to 21st Century Europe, Refiguring Death Rites in Europe, section The Carnivalized Death in Europe, La morte carnevalizzata in Europa, 2013. Omul verde și colindatul de primăvară a fost un film cu o durată de 30 de minute, prezentat în cadrul mesei rotunde, practici ceremoniale de St. George în Transilvania Centrală și Septentrională, colindatul cu măști vegetale, Asociația Culturală Câmpia Tursii, 24 mai 2014. St. George-ul pe Valea Arieșului, Băbăluda din Buri, la noi, aici aproape, în 2014. Film etnografic prezentat în cadrul secțiunii Medalion Traian German. Împănatul Boului, cu o durată de 40 de minute. Film prezentat în cadrul mesei rotunde, practici ceremoniale de Rusalii în Transilvania Centrală. Asociația Culturală Câmpia Tursii, în data de 28 mai 2015. Are un istoric impresionant de filme și documentare, aproximativ 40 de filme etnografice, editate pe baza materialelor vizuale din Arhiva Etnologică Orma, filme etnografice de tip reconstituire, realizate în colaborare cu Muzeul Poarta de Sufeleac, Cluj-Napoca. Filme documentare. Prima școală română din Câmpia Tursii. Documentar de 50 de minute, 2016. Colindul, ritual și mitologie. Nicolae Cristea, ceteraș din Mogoș, Alba. În anul 2022, cu o durată de 30 de minute. Documentare poetice. Aripă sub cămașă, 7 minute. Film dedicat expoziției de pictură a lui Marcel Munteanu. Galeria Horeb, 6 decembrie 2012, curator Florin Gherasim. Scrisori de pe front, film poetic documentar, 2023. În continuare, îți dau cuvântul domnului Oleg Rusnac. Bună seara sau bună ziua! Bine ați venit la Galeria Valeriu Suciu. Astăzi am onoarea și plăcerea, am cunoscut un om deosebit, Mate Vasile. Eu am văzut ceva filme
cred că două, numai să nu mint, că numai vreo două filme. Ultima a fost difuzată aici la noi. Dar nu știam că faci artă, artă, pop artă, că de fapt aș vrea să introduc, colega mea a vorbit un pic despre cum și de unde a apărut ce vedem noi în față și aș vrea să fac un mic istoric și să citesc. Pop art din 1950, la începutul anului, până în 1970, pop art s-a născut la Marea Britanie, la mijlocul anilor 50. Prima aplicare a termenului pop art a avut loc în timpul discuțiilor dintre artiștii care s-au numit grupul independent IG, care făcea parte din Institutul de Artă Contemporană din Londra, care a început în jurul anului 1952-1953. Pop art apreciază cultura populară sau ceea ce noi numim și cultură materială. Nu critică consecințele materialismului și ale consumismului, ca recunoaște pur și simplu prezența și omniprezența ca un fapt natural. Care sunt caracteristicile cheie ale artei pop art? Primul, imagini recunoscute, realizate din medii și produse populare. Doi, de obicei culori foarte luminoase. Trei, imagini plane influențate de cărți, de benzi, desenate, reclame și reviste de fani. Cât am zis, 4, 5. În sculptură, o utilizare inovatoare a mass media. Și sculptura a fost influențată. Marcel Duchamp a numit aceste obiecte ready-made, adică în traducere ar fi, cred că, gata făcute. O cutie de sticlă, o lopată, o de zăpadă, un pisoar cu capul în jos, o expresie anti-artă care aparținea mișcării dadaismului, dada. Aici am pomenit de fapt și de arta, nu este un curent, dar tot intră în același curent pop art, arta concepțională într-un fel, o mișcare concepțională. Avem și aici, la Mate Vasile, un obiect, un ceas. Care toată lumea le recunoaște, deci e clar că e pop art, acolo avem niște pastile, dacă vedeți, pe o lucrare. Colaj, aici tot niște cărți de joc, au și un nume, o să vorbească dânsul despre filozofia și ce au vrut să facă, să ne explice nouă fiecare trece, deci avem cărți de joc chiar, sub o rochie, zice, rochie dimineața se numește, da. Și am vrut să spun, dacă este un citat din Franz Marc, 1914-1915, din München. Orice lucru are o amprentă și o esență, o coajă și un sâmbure, o mască și un adevăr. Ce ne poate spune în legătură cu determinarea interioară a lucrărilor, faptul că atingem coaja fără a ajunge la mers, că trăim în aparență un loc de a percepe esență, că masca lucrurilor ne orbește într-atât încât nu suntem în stare să mai vedem adevărul. Tradițiile sunt lucruri gingașe. Să creăm tradiții în loc să trăim dincolo de ele. Pictura pop a avut rostul unei necesare orientări spre tradițiile culturale locale. Să mai dau în pop art. Primii au fost englezii care, cum am și citit, dar s-a manifestat foarte, foarte, așa ca și un curent mare, în două regiuni mari din America, partea new-yorkeză și partea californiană. Au discipulii lor, foarte mulți, mai mulți artiști au fost în partea Hollywoodului, în partea californiană. Ce a dus la curentul ăsta? Ce anume, ce,
după război, oamenii au început să, mai ales în Anglia și în America, au început să trăiască mai bine. Și trăind mai bine, au început să consume mai mult. Începând de la haine, mâncare, mașini, toate astea, aveau o reclamă extraordinară în spațiul Marii Britanii și începând de acolo și în America. Deci arta respectivă, pop art-ul, și tu vrei să ne spui chestia asta, dar este local, fiecare s-a manifestat local, chiar și în America era neorcheză și californiană, fiindcă aveau, Hollywood-ul era, cum să spun, un izvor acolo, reclamele luminoase, luminele, toate astea au dus la crearea artei pop art-ului popular, local. Că neorchezii erau influențați de alte chestii, care mașinării electronice, muzică și reclame și filme animate. Și mi-aduc aminte, am văzut personaje din vremea aia, cum era Bugs Bunny. Putea să fie o reclamă cu Bugs Bunny, luat personajul respectiv, a fost și pictat în arta pop. Știți despre ce vorbesc, cred că. Sau despre Urloc, era creierul, de fapt, ai neoyorchezelor, care avea și teoriile lui și filozofia lui despre arta pop. Și el l-a pictat pe Elvis Presley, care se repeta, sau mai așa să zic, cum era Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ca și un tapet. Se repeta capul de nu știu cât, ca cum la tine se repete aici, modulele astea de... Deci se transforma, era același lucru, nu erau acuzați că de ce fac chestia asta, că reproduc un portret. Asta era, arta ori era acceptată, ori era respinsă total. Mulțumesc și felicitări! Dau cuvântul domnului, mă scuzați, domnului Vasile, că văd colega mea, am plecat, nu știu. Da. Și domnul Popa vrea să ne vorbească, așa o să rămânem lângă tine, să te ținem de mână. Da, că și eu am avut emoții. Da, s-a văzut. Te rog. Rămâne pe seama mea să vă dau o interpretare a lucrărilor. Cum s-au născut, de fapt, aceste lucrări? Prin societate, am văzut ceea ce se petrece în societate. Am văzut, mai ales în comunitatea mea unde trăiesc eu, în Câmpia Dulce, am văzut modul în care funcționează comunitatea. Și am rămas foarte impresionat de transformările care s-au produs în comunitatea. Pe mine m-au surprins aceste lucruri și am zis, cum pot să le transpun într-un limbaj artistic? Ca să le poți transpune într-un limbaj artistic, trebuie să ai ceva cunoștințe, cât de cât minimale. Citind istoria artei, am văzut în epoca primitivă, în care oamenii utilizau elementele de sinteză, cum este cercul, rombul, pătratul, triunghiul și așa mai departe. Le utilizau mai ales în arta funerară și pictau pe vase, mai ales vasele erau cele care erau pictate, sau artefactele. Artefactele erau utilizate și în multe scopuri, dar aveau și un scop magic. Și pe acelea erau desenate foarte simplist. Triunghiuri, spirală, cercuri, în care, prin intermediul acestor elemente, ei încercau să sugereze o divinitate prin care divinitatea respectivă era prezentă, prin faptul că era un cercul expus acolo. Ăsta era un comportament, o gândire magică, utilizat prin intermediul simbolurilor. Ducându-mă în istoria artei, observând fiecare aspect, am început să combin aceste lucruri, dar utilizând elemente din ziua de astăzi. Nu erau cărți de joc atunci. Cărțile de joc nu erau. Poate că pe vremea lui Iisus Hristos, când erau zarurile, s-au aruncat cu zarurile, conceptul de noroc, care o să apară aici, conceptul de noroc exista de-a lungul timpului. Adică, puteam să spunem, soarta, ce ți-aduce ție soarta, sau altă formă de a interpreta întâmplarea. Întâmplarea
care este o formă, să zic așa, de compunere a unor factori care au produs întâmplarea pentru moment, într-un anumit context. Astăzi, matematic, îi spunem probabilități. Pe probabilități pe baza posibilităților, adică a ceea ce se poate produce. Asta e din punct de vedere științific. Și atunci am zis, hai să transpun cu ajutorul ceea ce s-a făcut de-a lungul istoriei, să transpun și eu ceea ce am simțit eu în comunitatea mea. Toate transformările care se produc, dar într-o formă agonică. Așa am considerat eu că lumea în care trăiesc, trăiesc într-o lume agonică, într-o dramă care se răsfrânge asupra mea, dar se răsfrânge și asupra comunității mele. O dramă contextuală, dar și o dramă colectivă. Și am vrut să punctez prin ce s-a spart în comunitate, în comunitatea mea. Și primul aspect care s-a spart valorile. Funcționăm în mod spontan, în mod empiric, dar coordonat după ceea ce ne influențează imediat. Și acel imediat dispare și apare un alt imediat. Acest imediat este ca în matematică, dacă ați făcut permutări. Da? Se mulțește acel imediat, 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 imediat. Și acel imediat m-am gândit că ne face să fim noi a fi. Deci noi ne alegem să fim un mod de a fi. Și de aceea a spus ipostaza de a fi. Și pentru că s-au spart aceste valori, ne-a determinat să alegem acest a fi empiric. Și am zis, hai să mă duc puțin în trecut și pe urmă să încep să povestesc prin intermediul acestor lucrări ceea ce se petrece cu mine însumi și ceea ce se petrece cu mine în comunitate. Și vreau să prezint prima lucrare, e o instalație, de fapt, o instalație care apare mult mai târziu, după cel de-al doilea război mondial, instalația ca fenomen al artei. Am luat o rochie de mireasă, o rochie de mireasă mănică așa, cărțile de joc, bani, și le-am impregnat. Pentru că, cum am vorbit mai devreme, jucând cartea imediatului, întotdeauna nu mai avem o perspectivă de lungă durată a ceea ce suntem noi, ce sunt eu. Și atunci o jucăm ca pe o carte de joc. Acel imediat o jucăm ca pe o carte de noroc. Imediat. Dacă mi-asă, mi-asă, dacă nu mi-asă. Acea element de a fi pur dispare, se joacă. Acel pur se joacă în mod constant. Și se voalează. Acea puritate se voalează. Se voalează și se pulverizează complet. Și se pulverizează într-un fel prin un bănuț. Un bănuț. Pentru acel bănuț, imediat eu mă pulverizez și mă transform. Sau pentru altceva personal. Eu m-am pulverizat și imediat mă transform în altceva. Nu mai sunt de nerecunoscut, sunt în momentul ăsta ceva și în momentul celălalt sunt altcineva. Asta m-a impresionat complet și am zis, mă duc puțin în istoria la Iisus Hristos. Atunci când i-a luat cămașa lui Iisus Hristos și s-a jucat zarul. Și cine a avut șansa să iasă zarul respectiv, a luat cămașa lui Iisus. Așa, astăzi, fiecare ne luăm cămașa unui celuilalt. Jucăm zarul, urmărim, sau pe bani, sau ce stă în spatele acestor chestii, și luăm cămașa celuilalt. Este un trofeu sau este nu știu ce. Și am pus acest voal cadou, pentru că ne-am pierdut consistența de a fi. Ne-am pierdut consistența de a fi. Și am pus acest voal cadou. Ca ceva ce care putem să plângem, dacă mai putem să plângem. Dacă avem percepția continuității acelui ce este. Cum spune, găsiți în Vechiul Testament, când Dumnezeu se prezintă lui Moise și spune, cine ești? Eu sunt cel ce sunt. Adică, are forme diverse Dumnezeu. Îl putem găsi. Mircea Eliade vorbește de multitudinea de manifestare a lui Dumnezeu. Dar noi o vedem sub formă, diferite forme. Ei, pe conținutul ăsta cultural,
care îl purtăm în timp, el a dispărut. S-a făcut atât de empiric și de spontan, încât a dispărut. Formele astea de sacru, în care poți să știi când vii, te poți regăsi și să ai o plenitudine. Nu mai există această plenitudine. Plenitudinea este doar într-un conținut de senzație. Într-un conținut de senzație, care explodează și dispare. Așa cum am zis, se pulverizează. Nu mai există. Și atunci această existență este determinată la noi prin imediat. Acest imediat. Nu mai ai coordonare, nu mai știi încotro. Și trebuie ca tu să poți să ai această, cum să zic, direcție, trebuie să ai niște valori. Și vin aici. I-am spus matricea agoniei. Acum depinde de noi. Aici sunt elemente de inocență. Ce avem, ce am construit noi, ce avem ca un dat. Și am pus niște ochi. Adică putem să ne punem ochii pe ce dorim noi în viața asta. Putem să ne aruncăm în van sau să putem să avem ceva stabil sub picioarele noastre, care poți să vezi, să nu te simți singur pierdut. Această componentă a existenței noastre, care este singurătatea, care aduce cu sine o serie de transformări psihologice. Anxietatea care apare depresia și o serie de transformări interioare, care le-am pus acolo, toate transformări interioare, și am spus o stare de a fi. Un mod de a fi. O ipostează de a fi. Și aici este o relație între ceas. N-am mai pus valorile numerice și am lăsat fără valorile numerice. Eu m-am inspirat, dar eu am întors invers. Eu am văzut la marii regizori că nu există, la ei nu pun manoșele, ci pun doar valorile numerice. Eu am lăsat manoșele pentru că ne-a doborât atât de mult aspectul ăsta al timpului, al tehnicii, încât măsurăm, vedem timpul, se vede, se mișcă, dar nu ne mai putem repera. Nu avem acest reper. Pentru că reperul ăsta se pierde în imediat. Și am zis, relația aceasta dintre aceste forme și ceas ne dă, cum să zic, acea matrice a agoniei. Ne putem duce să trăim o dramă într-un moment imediat. Mereu trăim aceeași dramă. Aceeași dramă de o intensitate extraordinară. De aceea am spus matricea agoniei sau algoritmul de a fi. Tu alegi ce vrei. Dar societatea în care trăim acum ne influențează să fim astăzi ceva, mâine altceva. Cum se zice? N-ai cuvânt. Știi? Cuvânt mai departe. Aici e o altă formă anumită Adam și Eva. M-am exprimat prin intermediul cărților de joc. M-am spus că încercăm să ne jucăm cartea și ne construim pe noi ca pe un joc de cărți. La un moment dat avem o anumită direcție după care începem să devenim un Joker. Poate că ați văzut un film. Nu știu dacă ați văzut filmul Jokerul. N-ați văzut nimeni filmul ăsta, Jokerul. L-ați văzut? Da. Dramele pe care le trăiește acest personaj, faptul că nu poate să se înțeleagă pe el însuși și nu poate să înțeleagă lumea care trăiește el, este Jokerul. Jokerul care funcționează pe moment. Ăsta e Jokerul. De aici începe Jokerul. Asta e Adam și Eva. Și Jokerul ia fiecare carte care o ia. Nu știi ce carte vine, dar o iau. Și o joc. Și mă constituie ca un Adam sau ca o Eva. La mine Adam și Eva nu este unul strict biblic. Am luat termenii respectivi, dar nu sunt strict biblici. Ci forme generale de a exprima ceea ce este cuplu. Și de la cuplu ceea ce este familia sau familia extinsă și așa mai departe. Și am utilizat prin acest limbaj, așa cum mi-a spus.
Eu folosesc orice formă de tip comercial, cărțile sunt formă comercială, da? Și am pus ca să mă exprim eu în felul meu, cum înțeleg eu societatea în care trăiesc. Și așa este Adam și Eva de astăzi. O sumă de cărți de joc în care ei se joacă pentru fiecare moment. La fiecare moment ei joacă o carte. Dar nu știi ce carte joacă. Deci aici nu știi ce carte urmează. Nu știi ce carte joacă acel personaj. Nu mai departe. Pentru că nu știi ce joacă acel personaj, tot ce spune acel personaj e zero. Pentru mine e zero. Am făcut aici foarte multe cuvinte. Am decupat dintr-un text, dintr-o carte, am decupat, le-am fărâmițat și le-am lipit. Și am făcut un zero și niște buze. Pentru că se joacă cartea așa cum se joacă, pentru mine personajul respectiv poate spune multe, foarte multe, dar e zero. Pentru că, cum spunea, l-am ascultat pe un domn, la un interviu, un poet, nu mai crede nimic. Adam și Eva nu crede nimic. Își joacă cartea, dar nu crede nimic. Incertitudinea asta, care funcționează în mod cronic, te face să zici că nu valorezi tu nimic și nici celălalt nu valorează nimic. Dar poți să vezi în el o sursă în care poți să iei cămașa, așa cum am spus mai devreme. Poți să iei cămașa ca să existi. La modul de a avea, nu de a fi. De percepția de a avea și nu de a fi. De aceea se joacă cartea. Joacă cartea de a avea și nu de a fi. Sau de a fi în imediat, utilizând valorile într-un mod, cum să zic, carnavalesc, teatral. Aici este o chestie mai pozitivă, se numește fermoarul. Fermoarul nu este o idee personală, dar am preluat ideea asta, tot așa din pop art era, în arta conceptuală, când cineva îl cheamă Barent Newsman, când pictează, el e într-un mod de a se găsi, regăsi pe el însuși. Și în drumul ăsta artistic. Și trage o bandă, o fâșie din asta, cum se pune, când, ca să nu murdărești geamul, pe mijloc, că vrea să transpună două culori separate. Și zice, nu mai fac nimic, pentru că rămâne așa. Și el a intitulat fermoarul. Adică ceva ce leagă, ce face o unitate între cele două părți. Ideea este a lui. Și atunci m-am dus după ideea lui și aici stau niște pastile. Pastile tot luate din comerț. M-am folosit de ceea ce există. Și am făcut așa niște pastile, de jos până sus. Toate pastilele astea au și, pe o parte au și foiță de aur, este și cartea de joc. Se întâmplă ca într-o relație să se joace și cartea care am vorbit. Există și banul, există și cultura, există ochiul, rațiunea, înțelepciunea. Am pus voalul, acest voal alb, pentru că mi se pare că nu este ceva trist și nu se afișează. Nimeni nu vine să afișeze ce există în cuplu, ci este mult mai mascat, mult mai ferit. Aici este doi joker, cuplu, care se joacă pe ei. Se joacă unul pe celălalt, este chestie de cuplu. Și am zis Adam, jokerul și Ryan. Jokerul, pentru că are obsesie de imediat, percepe și el Ryan foarte imediat. Acum, e ca o, să vă explic așa, ca la un psihopat. Se organizează foarte bine psihopatul, dar știe, dar toată lumea poate să-și dea seama că acela poate să producă în mod inevitabil ceva care ne poate surprinde. Ăsta e jokerul. Așa e și cu, dacă urmăriți filmul, să vedeți, are comportamentul unui psihopat. Și aici este jokerul psihopat, care percepe lumea centriped, nu centrifug, în mod centriped. Și totul îi se cuvine. Totul îi se cuvine, fără dreptate. Regula funcționează în felul care el gândește, fără ca să regula e și pentru celălalt. Nu există regulă pentru acest psihopat.
pentru acest joc. Jocul care se joacă în mod constant. Și pentru el, raiul este întotdeauna imediat. Mai departe, aici este tot așa o relație de cuplu, de existență, ciclopul. Avem tot așa pe aspectul ăsta a ceea ce este a fi, unilateral. Când v-am spus că noi vrem să trăim imediatul, devin ca un ciclop. Mă orientez strict numai pe ceea ce mă privește strict pe mine personal. Numai pe mine personal. Ceea ce este dincolo este doar o sursă ca eu să mă pot folosi, cum am zis mai încă. Acesta este ciclopul. Ciclopul poate să fie extraordinar de frumos. Poate să ocupe funcții, poziții, să fie om simplu sau să fie în poziții foarte bune, cheie de decizie. Gândiți-vă un ciclop în poziție cheie. Ce poate să producă acest ciclop? Abordare unilaterală. Ăsta e ciclopul, cu abordare unilaterală. Aici vreau să zic că ăsta e de fapt prima chestie, e motorul, e nucleul a ceea ce este societatea astăzi. Așa văd eu. Ăsta e nucleul. Așa funcționează pentru moment comunitatea în care eu trăiesc. Ăsta e motorul. Așa numesc motor. Din aici, astea toate sunt ipostaze. Din ceea ce derivă din motor. Știți că mergi cu viteza 1, mergi cu viteza 2, mergi cu a 3 sau mergi cu, nu știu, cu ce viteză supersonică sau viteza luminii. Aici, de fapt, sunt momente când privești oameni atât de frumoși, îi vezi, te surprinde momentul delicat. Mă întâlnesc cu ei pe stradă și extraordinar. Aici, de fapt, se spune emoție. Emoție și credință. Adică, ca o dragoste adevărată între oameni. Curată. Nu se joacă pe imediat. Ei nu se joacă unul pe celălalt în modul imediat. Ci se joacă în perspectivă lungă. De lungă durată. Ei se cunosc. Se dezvoltă cunoașterea. La imediat nu se dezvoltă cunoașterea. Ci se dezvoltă o cunoaștere superficială, de suprafață. La ei se dezvoltă cunoașterea. Se umple, apare plenitudinea. Extazul. E un moment de a fi. Aici, iar este când stau unii oameni care sunt tot așa în agonie, ce norocul. Norocul ține de timp. De cum îl faci? Pe Titanicul, tu îți faci norocul. Deci poți să îți pistolul și îți faci norocul. Sau alte modalități de a produce norocul în mod forțat. E timpul. E timpul și am zis că este meditația sau cum e la masa tăcerii. Tăcerea norocului. Este tăcerea norocului. Când nu mai vine. Nu mai vine. Este un om care îmi spune mereu, Vasile, veste pentru tine, întotdeauna pun la loto ceva. Un număr, zice. Și din banii aia care fac un atelier mare. Și asta e de vreo 15 ani de cât îmi spune că la. Și asta zice, domnule, dar trebuie să meditez asupra norocului. Este un alt om care zice, spun, Vasile, dacă cunoaștem legile de funcționare a norocului, eu, zice, voi deveni foarte bogat. Dacă stăpânesc norocul, te surprinde filozofiile oamenilor. Și am zis, asta e postaza lui. Asta e o frământare personală a lui. Cum pot să reușesc să găsesc o lege a norocului, de funcționarea norocului, a haosului, ca să pot să câștig, să devin bogat? Zic, atunci mai nociți la legea pe care o aveți, poate că într-o zi norocul va fi. Deci, iar este tot așa, Adam și Eva în siguranță. În o cremă, am luat o cremă, am pus un ceas și cât durează siguranța asta? Cât durează? Nu știu. Durează, după cum am spus, dacă ești în viteza a 1-a, a 2-a sau a 3-a, cât dorești tu? Aici, iată, este tot așa, duplicitatea. Este duplicitatea. Alternezi mereu. Tot din de aici derivă. Alternanța asta continuă. Duplicitatea sau multiplicitatea.
personalitatea care o transpunem în viața de zi cu zi. Aici este, înțelegeți foarte simplu, Adam și Eva sunt două monede. Se joacă moneda de ori de câte ori și, cu ajutorul norocului, moneda asta poate să fie euro, liră sau știu ce. Deci se joacă în cartea asta, în cartea monedei. Aici avem momentul când v-am spus că putem fi singuri. Putem fi singuri cron, să simțim în mod permanent singurătatea. Eva ca rețetă, o abordăm pe Eva în funcție de poziția pe care o avem, ca pe o rețetă. Eva așa, Eva așa, Eva mai mult, mai puțin, mai așa și așa mai departe. Acum Eva trăiește într-o altă, în alt context social-politic, încât nu mai este tratat așa, dar există mentalități generate din cauza aceasta, deci ce am spus eu mai devreme. Niște lucrări, altfel decât au o formă mai clasică, colajul clasic, am decupat niște reviste și am construit, am suprapus acea relație dintre Adam și Eva, geneza, așa l-am zis, relația asta, Adam și Eva. Dincolo, de aceea am pus cuvintele, pentru că dincolo de a fi organic, este și spiritul. Este și spiritul, nu ne putem conduce doar strict imediat. Plenitudinea vine prin cuvânt. Dincolo sunt niște copii care reflectă asupra unui măr. Au aura unei sub formă de cuvânt. Dincolo este hedonismul. Unii pot să cadă în imediat de astăzi în hedonism. Sau... și dincolo de hedonism putem să avem o istorie personală. Acolo am spus drumul Evei. Eva are un drum personal. Adam are un drum personal, dar în singurătate. Cam asta e. Le dau cuvântul domnului profesor, care a fost fie profesor la România, Dumitru Popa, copil zău. Ce să mai spui la așa ceva? L-am cunoscut pe Vasile cu mulți ani în urmă, prin 2002-2003, la Câmpia Dulce, când eram la Clubul Copiilor. De atunci până acum, pot să spun că a parcurs un drum foarte lung, s-a dezvoltat foarte mult și a făcut ceea ce mulți artiști care să bat în piept, mari artiști, a făcut niște lucruri minunate. Este foarte complex, este de o inteligență deosebită, de o pregătire intelectuală deosebită, este foarte scrupulos în tot ce face și mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, mi-arătau un carnețel, acum am spus ceva, mai multe carnețele și carnete în care îmi notez, schiță, totul. Deci totul este aranjat, fiecare punct notat acolo și se dezvoltă extraordinar. Față de foarte mulți artiști profesioniști, cel puțin e prima prezentare aici, în Galeria de Artă, și o spun, o să supere foarte mulți. Prima prezentare foarte complexă și foarte argumentată. Restul se mulți, da, pictură și un pic de vibrație artistice și culoare și capra și varza. Artistul plastic, artă vizuală, să zic, plus mesaj foarte complet.
E de o povestie, am zis, revoltătoare, dar e bine, în lumea asta în care trăim acum, să fim modeli, deși lumea te consideră un fraier, că uita la noi, ne dezvoltăm și noi, avem și noi. Sufletul, spiritul, spunea Brâncuș, extraordinar. Lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea ce e greu să ne punem în starea de a le face. Da. Și Adam și Eva s-au pus în situația de a face ceva. Ori pozitiv, ori negativ. Și mai ales dacă ne uităm acum prin oraș, vedem Eve și Adam, care sunt total duși față de Adam și Eva, care au fost la începuturi. Unde e viața de la țară între soț și soție, cum era tot? Era foarte simplu. Acum atât e de complicat totul, și la țară, și la oraș. Atâtea filozofii avem. Și cred că ne ducem într-o direcție greșită. Ar trebui să ne întoarcem la bază, la țară, la o căsuță acolo, la spiritualitatea aia, la... Ne lipsește sufletul. Avem tot ce ne trebuie. Ne ducem la market, avem de toate, dar toate cu euri și toate cu... Mă rog. Important e să aducem ceva bun. Când am intrat pe ușe, îmi recomand mie și tuturor, lăsați-vă părerile și concepțiile acasă sau la ușe. Aici vă faceți o părere despre expoziție, despre ce se discută, despre ce se face. Nu pot să spun decât am învățat ceva de la mate, întotdeauna să nu-ți fie rușine să înveți și să te impulsionezi să mergi mai departe. Pentru mine expoziția lui mă face să merg un pas mai departe. Și deja mi-a venit și niște idei, văzând efectele astea minunate de aici, am zis, opa, am nevoie să fac acolo și acolo cu tare treabă. Înseamnă să copiez, nu, înseamnă să-ți verifici un pic orgoliu. Vai, sunt orgolios, eu sunt mare artist și cu mușchi puternici și nu știu ce, nu. Trebuie să-l vezi de la oricine. Vezi de la un cățel care știe să se gudure pe lângă tine și să te iubească. Nu de la o pisică care te... În sfârșit, îi doresc sănătate și multă putere de muncă. A făcut niște lucruri deosebite și nu am decât să-mi scot pălăria. Dragi colegi și invitați, și aș vrea să vă rog, care are un cuvânt de spus, aici e artistul, aici sunt lucrările, eu mai vrea să adaug, avem profesor pe aici, doamna Larisa Unin, și cine vrea să vorbească, asta am vrut să zic, poate dorește cineva. Dacă nu dorește, încheiere, eu aș mai spune ce m-am gândit acum și poate că lumea o știe, despre ce caracterizează expoziția ta Adam și Eva. Și să zice că dragostea este suferință. Și cei ce fug de suferință nu cunosc dragostea. Da? Da, mai vreau să închei și eu, ca să mă gândeam la o chestie când spunea acel poet că nu mai are încredere. Că nu mai există încredere, nu există incertitudine. La ce mai merită sacrificiul? Asta o spun eu. Eu spuneam că nu mai există încredere atunci. La ce mai merită sacrificiul dacă nu ai încredere?
Totul e zadarul. Putem să mergem la depresie? Sau anxietate generalizată? Putem. Încă nu știi pentru ce să faci efortul. Probabil că efortul, sacrificiul se face. Cu siguranță. Dar cu siguranță că te duce tot pe drumul la boli. Asta e. Adam și Eva, începând de astăzi, 3 august, va dura până în 16 august, declar deschisă și vă invităm pe toți turdenii și din străinătate chiar să veniți să vedeți un român adevărat. Mulțumim frumos, vă invităm la... Atât. Vrei să vorbești cu ceva? Doar am vrut să-l felicit pe domnul Mate și să mulțumesc publicului și presiei prezente aici. Vă mulțumim. Și de ce n-am mai vorbit o doamnă? Da, te rog. Vă invit să vorbiți aici, alături de mine. Dar eu m-am rugat să veniți. Da, sigur. În numele meu este Simona. Vreau să spun că îl cunosc pe Vasile încă din tinerețe, de când eram tineri adolescenți. Am văzut cum a evoluat artistic, intelectual, este într-adevăr o personalitate complexă, este foarte cult și ceea ce vedem astăzi aici, la prima privire, așa, la prima impresie, cineva necunoscător ar spune, Doamne, cât de simple elemente ai folosit. De fapt, simplitatea este o valoare în sine astăzi. Spuneai că scara valorică s-a răsturnat, da? Și tu ai încercat să surprinzi lucrul acesta în exprimarea evoluției relației, pornind de la mitul biblic până în prezent. Într-adevăr, scara valorică s-a răsturnat, așa este, dar ai reușit să surprinzi lucrurile esențiale din momentul actual, adică banul care este prezent astăzi peste tot, norocul sau destinul, cum ai zis, și logoreia. Așa cum ai zis, dacă la început era cuvântul, astăzi cuvântul are nou sens, este zero. Într-adevăr, în nuanță caragialiană, așa este. Cuvântul și-a pierdut esența. Vorbim doar ca să ne auzim. Vorbim fără fond. Forme fără fond, efectiv. Și din elementele acelea simple, unde ai folosit două inimioare, niște ceasuri răsturnate, toate sunt încărcate de simbolistică. Totul este metaforă pură aici. Peste tot apare norocul, banul, peste tot apare acolo unde crezi că este o speranță de puritate, acolo ai tras voalul negru al funebrului. Acolo unde voalul este alb, spui că este fermoarul care unește, da? Două părți imperfecte și arată ambalajul a fi perfect, dar esența în sine se pierde. Așa este, da. Practic, individul de astăzi, în perspectiva ta, este golit de esență. Este un ambalaj frumos în exterior, dar fiecare este singur cu sine însuși. Cred că asta e vrut să arăți. Și mai degrabă, am să ajung în situația de agonie. Pentru că agonia asta este datată de fuga în imediat. Asta este agonia și din cauza asta oamenii apelează la formele astea, noroc, bani, cuvânt, fără valori, fără nimic. Tot felul de tertipuri, dar în imediat, norocul joacă în situații de criză maximă. Punem, vă uitați în multe filme biografice, locul norocului. În criză, lumea pune accent pe noroc, pe jucatul cărții imediat, în absurd. Chiar dus până la absurd, duse până în absurd multe lucruri. Și trăim situația asta agonică. O mentalitate agonică. O comunitate agonică. Și când stai de vorbă, mă gândesc, unde sunt? La ospiciu sau sunt în rai? Deci devin chestii antagonice. Așa cum v-am spus, întâlnești oameni extraordinari, dar când vin într-un colectiv, ai sentimentul că sunt într-un ospiciu. Și mă înscriu și eu și iau și eu
ești obligat să iei medicamentele în ospiciu. Și peste toate astea, timpul este prezent. Este prezent. Este vorba de scurgerea irreversibilă a timpului, chiar dacă ai scos indicatoarele acelea, la chiar când a venit, se îmbârteau manușele. Deci, și nu știam dacă face parte din creația ta sau... Face parte. Deci timpul este, se scurge sigur și irreversibil. Asta este, îmbătrânim fără să vrem și avem valorile absolut răsturnate. Te felicit încă o dată. Nu știu, mi se pare cam pesimistă expoziția, dar asta este viziunea ta realistă. Te felicit, Vasile. Felicitări. Și tot ce avem în interiorul nostru se reflectă în exterior într-un fel extraordinar. Și acest noroc, de fapt nu e noroc, că e cauza și efectul și noi suntem suma acțiunilor noastre, pozitive sau negative, în viața noastră. Asta o să... Felicitări! Puteți să mai rămâneți, este pus acolo, masă dincolo? Ceva... Tu, apă... Nu e doar să mă duc pe urmă.